Salut, prieteni! În acest video vreau să vorbim despre această cameră auto, Xiaomi 70 Mi Pro. Asta este camera. Și am testat-o o săptămână, am comparat-o cu alte camere și pe calculator am văzut videoclipurile cum se văd. Și să vă spun câte ceva, dacă vreți să vă cumpărați una, dacă se merită sau nu se merită. Pentru mine, un dezavantaj este că acest suport se lipește aici și nu este cu ventuză. Dacă era cu ventuză, puteam foarte ușor să o mutăm dintr-o mașină în alta. Așa rămâne pe parbriz acel suport și trebuie să o punem acolo. În caz că vrem să o mutăm, trebuie să le lipim de acolo, e mai complicat. Deci dacă avea ventuză, era un super avantaj pentru această cameră. Unu, da? Dar în schimb are foarte multe avantaje. În primul rând, prețul. Camera asta fără GPS este 280 de lei. Și la banii ăștia, nu găsiți nimic pe piață se bată cu ea. Am făcut comparație cu camere la 5 milioane, 6 milioane, gen de la Mio. Mio 733, care este 600 de lei, filmează mult mai slab decât aceasta care este 280 de lei. Deci calitatea este net superioară. Deci e mult mai superioară la acest Xiaomi decât la Mio. Gen peste 700 de lei sunt Mio care filmează mult mai bine, dar mă refer la preț. Deci la 280 de lei e numărul 1 pe piață clar în 2020, n-are cine să o bată la banii ăștia. Are o compresie nouă, H265 se numește, adică ocupă mai puțin loc fișierele decât ocupa pe H264, cum filmează majoritatea camerelor. Chiar și GoPro, chiar și multe, deci folosesc codecul 264. Este bun, e foarte bun 264, dar acesta are un codec mai nou, 265, care ocupă mai puțin loc. Deci camera se duce până la 1440, da, pe, adică 2K, și ocupă mai puțin loc. Ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. Adică la cameră, dacă setăm 1080, ocupă mai puțin spațiu decât la celelalte camere sau înainte. De aceea cred că și suportă cardul decât 64 de giga, e maximul, dar ne ajung lejer 6 ore, 7 ore de filmat, care e de ajuns pentru o cameră auto. Un alt avantaj la meniu, e foarte, foarte simplu, doar o punem după ce am cumpărat-o și filmează, nu avem nicio setare de făcut. În schimb, dacă vrem să modificăm ceva, e super, super simplu meniu. Avem doar 4 butoane aici și un buton la mijloc, care o pornim și o oprim. La meniu e super. Putem schimba și rezoluția, tot ce vrem din cameră. Iar ce mai e mișto, are aplicații pe telefon. Nici nu trebuie să umblăm la cameră. Se conectează foarte ușor, prin Wi-Fi, și softul e foarte accesibil, adică nu face probleme, nu face figuri. Imediat ne-am conectat, modificăm de acolo orice setare vrem, fără să mai umblăm la cameră. Avantaj aici. Are acea zonă de parcare, care după ce se oprește contactul și nu mai are curent, ea intră în modul de parcare. Și în caz că vede mișcare, filmează singură, adică pornește și se oprește singură și salvează fișierele. Și când veniți în mașină, vă anunță că aveți fișiere, deci s-a întâmplat ceva în timp ce ați fost plecat. Și asta e un lucru util. În rest, o grămadă de chestii. Ce mai mare dezavantaj, care nu știu de ce are GPS și cu GPS, fără GPS, funcția GPS arată doar pe ecranul de aici, de pe cameră, viteza și locația, dar când salvați video și îl puneți în calculator, acelea nu mai apar. Ori urmează un update la soft, oricum e de ceva vreme, de vreun an, doi, de vreun an de zile, cam așa, toată lumea se plânge de chestia asta. Deci GPS-ul îl aveți degeaba. De-aia zic că deocamdată, dacă vreți, la 280 de lei, fără GPS, e perfect. Deci GPS-ul e în plus. Asta e un dezavantaj, că vreau să fie și pe calculator viteza, locația, în fin, deci GPS n-are. Degeaba are, că nu are, practic. Asta e un dezavantaj. Adică o cumperi cu GPS, dar n-ai GPS. Doar pe ecranul ăsta mic îți apare viteza. Deci ce rost are? În calculator nu mai apare. Dar v-am spus, la următor update, poate, poate o să fie. Un avantaj are că are micro USB, în caz că se strică cablu sau vreți să o băgați undeva la baterie externă, mergeți cu ea pe stradă, oriunde, și la încărcătura acasă la telefon. Deci dacă aveți micro USB, merge la orice micro USB. Ăsta e avantaj. Așa, în rest nu e așa de mică, cam așa arată, adică se vede în geam acolo și ăsta e dezavantaj, deci nu e ascunsă. O dată pus acolo, se vede clar că e camera auto. Am un avantaj, l-am mai găsit, sunetul e foarte bun. Deci când vorbești în mașină, se aude foarte bine pe cameră, chiar impresionant sunetul.
Și cam asta a fost video, a fost un scurt review după ce am testat puțin camera. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal. Și dacă aveți alte întrebări despre cameră, lăsați în comentarii că vă răspund cu drag. Am lăsat.